Ciga, nu? Scoate ciorile din castofon. Nu e bine, frate, nu cum vorbești. Dar lumea, am zis, lasă-mă, ia-l nostru. Dumnezeu să vede. Unii băieți români nu haleți țiganii, dar eu nu i-am înțeles cum nu haleți țiganii când tu ai prieteni numai țigani. Eu sunt prietenul tău. Când umbla cu clanul sportivilor acum 15 ani, ce ai să batem niște ciori? Și ziceam, bă, frate, mă simt prost, nu mai ziceți așa. A, domnule, nu te simți tu că tu ești fratele nostru, tu ești viața noastră. Da, mă, dar e aiurea vorba, nu? Hai să batem niște ciori. Păi da, sunt pula mea că nu mai bat nicio cioară, că ce sunt cioare? Dă-mi tap-tap, ori că nu am văzut să-mi sunt trei întrebări. Prea pus să-i bat pe ciori, hai să fii ce. Nu, știi cum e. Hai, în fi. Mulțumesc. Hai, trecem peste. Eu n-am fost în viața mea rasist. Nepoții mei blânzi. Nu înțeleg de ce oamenii sunt rasist. Poate reușim să-l batem, ar fi Gigi, Gabriel, te iubesc, băiatul. Cam mai intrat eu așa, îl știu. Nepoții mei blânzi. Uite, cumnată mea e român. Marius, nepoata mea Diana e român. Haideți repede, Diana, repede, încă două puncte. Uite, ăsta e român, da. Două puncte, două puncte. Poți. Unu, haideți, unu. Uite, poți. Mulțumesc, mă. Pot eu să fiu rasist? Și dacă ai vrea. Băi, deja că îl bate, ceva. Acum, la ori doi, nu cam aș cu la voastră să vă mănânc. Trei întrebări pentru cumătra mea frumoasă, cu nasul ăsta defect. Bine, e frumos. Băi, deja. Da. Bebiță, fă-mi ordoiul ăsta, mâncați-aia și pulica. Să-ți mănânc pula ta, de nu mi-i face și mie ordoiul ăsta cum trebuie. Să intru și eu pe 39 măcar. Băi, de asta îl mai pun pe mult, pentru că voi nu mă auziți. Costelică, te pup cu drag. Daniele, fă o minune în viața mea, mâncați-aia și pula ta. Să intru și eu, dănuțul meu, că n-ai fost la mine de o grămadă timp. Lăutarul, Aurel. Mai vorbesc și voi nu mă auziți. Na. Da, mă bate, asta e. Apucă-te de meciuri, Daniele, că joc cu tine. E, oricum nu mă aude. Să moară nepotul meu, dar nu joc cu tine, Daniele. Dă-mi de meci. Lăutare, te pup, că eu îți văd poza acolo și să moară nepotul meu, dar nu-ți accept. Ție, că tu știi că eu te iubesc, dar nu-ți-o meu. A, mă, băieți, 500 de inși și atâtea puncte pe bune. Sucăr de aproape. Mă simt prost. Hai, vă mulțumesc după aia. A intrat cu mine odată și m-ai scos. Nu mi-am dat seama de nuțul meu să moară nepotul. Poate eram nervos, mă certam cu cineva. Iartă-mă. Mă veri eu pe tine, te-am sunat. Fă-mi și mie, dă-mi un snai. Să vină acum. Uite-mă. Ia-o. Ia-o. Nu mă pot că sunt pe live. Sunt pe live aici. Unde e Pufi? Cu boss. Pufi, hai! Cu Pufi, cu ăștia, cu toți nebuni. Da. Sunt live, bă, lasă-mă, că am meciuri tari, puternice astăzi seara, nu am așa. E 10 ceasul? Joacă n-ai la 10? La cât intrăm în live? Păi e 8:30, Marian. Toată lumea la fratele meu nu a inceat la oficial. Hai, și voi, live înainte cu jumătate. La nou, vă rog mult din sufletul meu, vă rămân eu dator toată viața mea să moară nepotul. Daniele, vii la ora 10 la Nae, Crejani, la Nae, Nae. La Nae, la fratele meu, înceat. Uite, nepoata mea, fotomodel la botezat, 1,90 la 16 ani, să moară nepotul meu, dar are 1,90. 8:30. Dian. 1,90, uite, de la Jordan, de 15 milioane, până la orice. Ha? Ai văzut ce nepoata? Nu, la un te rog, domnule. Adică pe niște vinuri, pe niște spriți, niște astea. Hai, vă ocupăm de cartierul cu noroc. Să-mi lua și putarii de la care faci. Dănuțul meu, te iubesc, mâncați-aia și pula Danielul meu. Uite cum n-a te de la de despăduvi. Bravo, fetița mea frumoasă. Mă, mi-a dat nevastă la mesaj. Vorbește frumos, prea de râs că te au. Uite, am luat și de asta, da? E acasă, frățiorul meu. A ieșit să cumpere ceva și a fost frig. Știe nepoată mea să poarte. Dacă e fotomodel, îți imaginezi că se poartă cu... cum se poate mai bine. Și că Adidas cu haine de blană nu se pun. Păi acolo la magazin, mă, nebunule, că nu fie frig afară. Te pup cu drag. Hai să spun trei întrebări, că te-am câștigat, dă-l mai ușor. Hai să spun trei întrebări. Dă-mă ușor melodia.
Hai să spun trei întrebări. Bună, Feni, bună. Tu scuipi sau ții în guriță? Eram sigură că întrebarea asta o să... O vrea tot TikTok-ul, nu... Da, nu fac nici. Acum voi decideți dacă acceptați răspunsul meu. Da, nu, nici. În sărbătorile astea în spate l-ai pus? Scaunul, nu? Nu, măi, nu. Păi de ce? Păi nu. Am stat în picioare. De ce să pun scaunul? Ah, l-ai primit în picioare? Da. Ok. Ai avut în toată cariera ta de doamnă caramicină, etc. Bile. Macarau împodobită, ca să zic așa. Nu? Bradul de Crăciun. Bradul încă-l mai am. Trebuie multă caramicină ție. Îmi pare rău că minți. Te pup cu drag. Să rămână. Pa. Mai sinceră. Mâncate-ar pușcăria de urât. Adrian Raimond își pierde beneficiile abonamentului. 16. Bună seara. O să poată să scrie în cea doar băieții, să vă abonați la mine. N-ați vrut să vă abonați. Vă pup cu drag. Am înțeles. Șmecheria costă și prietenia în 4,59 €. Am multicoane noi acolo, poze, o să vedeți ceva frumos acolo, cu furculițe, cu tot, etc. Hai că la 80K ajungem pe 39. 80K, mă, du-te, mă, de aici, mă. Cum să fie 80K pe 39? Hai toată lumea câte o distribuire. Trei întrebări pentru cumătra mea, care e soră cu Ion Clămparu, să vede după căpățână, nu? Încă aia și curuidă frumoasă. Ce ai de supărată, mă, puiule drag, mă? Nu supărată pe tine. Pe mine? Da. De ce? Tu m-ai înjurat. Când? Când am jucat ultima oră amândoi și am pus eu o întrebare în chat, care n-am vrut să o pun. Ah, păi mâncați aș pizda. Păi mâncați aș pizda. Ție personal, dar de fapt eu nu ți-o adresat. Ce-a puiuțul meu? Păi mi-ai spus dacă m-am futut în cur cu vreun bărbat. Păi asta mi-a pus cineva de ceas. Nepo, dacă era lângă mine când îți dădeam un croșeu de unul, spăceam triplă fractură în trei locuri, cor, zmor, terapie intensivă Arsenie Baltazar. Păi cum să-i spui lui Costeluș de la Crăjean dacă s-a futut în cur cu un bărbat? Eu sunt ăștia pe TikTok care se pupă cu bărbații, se trăște pe jos, să-și bagă degetul în cur. Mai poate să o apere pe nevasta la market, că îi dă copii în gură. Zice, te-mi pula mea, tu îți bagi degetul în cur pe TikTok. Dă-i seama, nu? Cum mai poți să vorbești cu un bărbat de la bărbat la bărbat când tu faci pe TikTok? Eu sunt ăștia să-l întreb pe băiețelul tău așa ceva. Când știi că mă iubește toți șmecherii, calificații, bagabonții, copiii din ziua de azi vor spune ca Costeluș. Și eu ce exemplu le dau? Că mă cu bărbații sau îmi bag mâna în cur? Sau mă întreb tu pe tău dacă m-am făcut cu un bărbat în cur? Totea, dar eu știu totea, știi foarte bine. Când un an de zile te-am înjurat eu vreodată, ia zi lui Dodea. El, Dodea, că mă cunoaște foarte bine. El când îmi spune cineva de astea înjositoare, eu nu mai țin cu nici că e prietenul meu și că mă transform. Costeluș, am vorbit cu el în privat cu Dodea și mi-a zis că nu trebuia să pun întrebare. Mi-a zis și eu că... Dodea, întreabă-l pe Dodea că mă urmărește atât și prietenul meu să moară nepotul meu, Nicoleta. Dacă eu îți vorbeam ție, frate, ori dacă tu îmi spuneai că m-am făcut în curcum bărba, mă, Nicoleto, când știi platforma asta de copii de aia jegoși, de spăitori care îmi pun și mă... Hai mă, puiule, întrebări de-astea tu nu... Am, te-ai luat după ea încet, nu am înțeles. El nu mi-a vorbit până acum urât niciodată, el nu mi-a vorbit până acum. Dar e chestia că eu m-am luat după niște proști, pot să spun și aia l-avem și noi prieteni pe toate amândoi în comun, care fratele meu, care să-l pup la pulă, să-i mănânc pula lui, te-a susținut mereu, ai văzut totea și te iubește și pe mine la fel. Și tu ești prietena mea, mereu te-am respectat, te-am înjurat eu până atunci, până mi-ai pus tu mie întrebarea aia de mea, mi s-a tăiat filmul să moară n-ai. De ce? Că aici e live și mi-o puneai în priat și ziceam, lasă mă, e proasta pe rană. Da, aici sunt live, mă vede lumea și dușmanii și... Ionuț Gabriel, te pup viața mea, mâncați aș gurița ta. Da, rege. Da-ți apreciere. Hai, tap-tap cu toată lumea. La ora 10, joacă n-ai? La ora 10, la 9? La ora 9 are oficial fratii meu n-ai. Rândul trecut a pierdut, vă rog din inimă, oricare prieten al meu, oricare mă susții, oricare mă iubești, vină cu mine să-ți mănânc pula ta, să trăiască copiii tăi, familia ta. Trage, Daniele, bebiță, trage mâncatea și pula ta cu monigram de la de bani.
Cu Novaca lui Gruia. Cu Novaca lui Gruia de la cap, de la Progresul. Care câștigă, îi duce niște mâncare unui amărât la o familie de copii amărâți. Vă rog eu mult din suflet să veniți cu toții, să vă mănânc pula voastră. Ia dă-mă să-i dau contul în aia, să-i dea lumea urmărire în chat. Stai să vină în aia în chat, să mergem cu toții să-l urmărim. La ora 9 are meciuri în aia. Da, Lucica, da. Da, fetița. Lucica, tu s-o iubești pe Morena, să nu te blocheze, că asta a blocat toate femeile în chat. Da, eclesiază, rezervă. Tu să fii hoață. Să fie dreaptă. Auzi? Intră la mine în live aici, să te vadă lumea, să-ți dea urmărire, să vină la oficial la tine. Mă, te uitam în dinții așa de timpul la mea de pizdă. Intră în live aici, te vadă lumea. Știe lumea că dai cu cuțitul. Ionuț, cumnatul, Diana, nepoată mea, nepoatele tale, putete. Mă, din cartierul Vesel. Ăștia e șefe aici, are 500 de veri ăsta aici. Dacă vezi din toate părțile și angajații de la market, verii lui sare pe tine, să moară Alexus. Au venit toți pe mine, Costelușe, suntem lângă tine toți aici, suntem verii lui Ionuț, frați, da. La 9 jumate azi, George, că vine șer cu comunitatea. Păi zine să intre șer cu o jumătate de oră înainte. Când intre la... Intre cu o jumătate de oră înainte. Hai mă, vii în să te vadă lumea contul. Trimite inul, trimite pule. Să-ți dea urmărire. Vino cu la mine în chat, hai. Mamă, nu facem puncte deloc. De ce? Tot te adonează lui Nicoleta, că nu mă supăr. Mâncați aia și pula ta. Susțin-o să facem aici totul. Ca să... Că dacă primești ea, primești și eu. Hai! N-am făcut 2000 de puncte întrebări. 3 întrebări pentru cumătra mea, pentru Nicoleta. Hai, sau dans pe balanț. Tap, tap, purtos să joace Nicoleta mâncaia și curul ei. Eu zic, vrei tu te pup. Bebiță, ce faci, mă, pupate azi la pul? Cu cine e neam asta, Nicolete? Florinuț, nu știu, cu cine ești neam, Nicoleto? Auzi unul, ce haldă întrebare. Tu ai mai auzit întrebare ca asta? Cu cine ești neam? Cu Ion Clămpar. Cu Ion Clămpar, n-am zis bine. Nu, cu toți, cu alții sunt neam. A, tu te-ai neam cu tine, nu? Asta a stat vreme. Că ești, pula mea. Tu te-ai fratele meu să moară. Să mor eu? Da. Tap, tap. Marius, mersi mult de tot, Marius. Florinuțe, te pup cu drag să trăiască. Ce pantaloni ai pe tine? Am unii de piele, mă rog. 1000 de euro te costă două universe să-ți facă Florin Mitroi la oficialul meu pe 18, să-ți facă melodie personalizată, că la MVP-ul meu îi faci o melodie. Dacă te duci la un lăutar să-ți faci cu o melodie în studio personalizată, te costă 2-3000 de euro. La oficialul meu ai dat 7-800 de două universe și ești MVP-ul la mine. Și... Ai înțeles? În afară de asta te salți pe TikTok maxim, nu? Că cine nu-ți dă urmărie? Toată planeta îți dă când vei. Ai înțeles? Manule, Raian, Mariule, te pup cu drag să-ți trăiască mama ta. De unde, nașa? De unde ai monede? Robiță, Cornelie, ai și cu cumătru tău pe 39 să fiu și eu fericit. Uitați până aia de la Clejani. Daniele, uite-l până aia în ce a mâncat ți-aș pula ta. Încarcă-și tu la oficialul lui ce vrea pulica ta. Două mașini de alea galbene, două ploi de alea de stele. Ce vrei pulica ta? Contează foarte mult pentru mine. Că e fratim. N-ai Eclejean, uite-l în chat. Dă-i bă inimioare, dă-i ceva să-ți dea lumea urmărire. La ce oră ai meciul? La 9? Jumate, nu? Sau? Uitați-l până aici unde aduna Naie Clejean, luați-l de aici. Ori 3, la ora 10 are meci, frate, mă, Naie. Dănuțul meu,
Daniel, mă, Daniel, încarcă ăsta că să moară nepotul meu, dar nu mă iubește. Tap-tap, că ți-a dat avertizment. Da, tap-tap, că mi-a dat avertizment în cava și pula voastră. Vezi că ți închide live-ul. Nu mai arăta țigare la cameră, da, Alma? Uitați-l până aia, Clăjean, ești gata, Năiță? Luați-l de la 2, de la MVP 2. Daniele, le ia-l de aici, dai urmărire. Dă-i înapoi lui Daniele, fratele meu. Joacă cu el de câte ori îți dă de joc, Daniel. Nae, Aline, joacă cu el. Toți donatorii mei, dați-l lui Daniel, urmărire. Ăsta are putere. Să moară mama mea când vrea, dar n-are putere. Daniel. Da, stapta, băieți, ca avertisment. Banană, inima mea, mâncaia aia și pula lui frățiorul meu care a ținut mereu aproape de mine. Niciodată, mă, de la Craiova, numai. Nu m-a vândut, mă, să moară banană nepotul. Banană, te pup viața, mă. Cumnată mea, mă, Ionuț. Na, mă, zi lui Banană. Te pup. Banană, mă, viața mea, n-ai, dacă-l vezi pe Banană, să-l pui moderator la tine. Asta-i viața noastră, mă, să aleagă praful de mine. Toți prietenii mei te iubește, e lângă tine, n-ai, dă-te în pula mea de pistă. Nu că dai tu cu cuțitul, că ești fratii. Dai tu cu cuțitul. Da, da. Nicoleta, 127 de ca urmăritori și doar atâtea puncte, nu știu viața. E slabă azi, e slabă azi, dar ea primea și ea, primea și ea. Ce vin bei? Dă-l la 1 milion. Cum îi zice la vinul ăsta la 1 milion, mă, care îl beau scump? Urcare. Cum? Nu știu. Urcare, nu știu cum. Dă explicații ce vin beau. Că buturul că bem. Păi da. Te pup, Orlando, te pup. Costele, dați urmări lui frate Mânaie. La ora 10 are oficialul. Mâncava și pulica voastră. Înseamnă mult pentru mine. Te pup cu drag, te pup. Ia intrăm în gazda aici, n-ai, ora 10, când intri să le apară la toți pe ăla. Ușor cu băutura, cum e, trebuie securitatea, te vrea atent. Bravo, mâncați-a și pula ta, antilopă. Să moară copilul Cristian, antilopă, de unii din garda veche. Dacă nu cunoaște sistemul României și canalele care îi pădădă supă în România, băi... Stai ăla, dar zici că joacă în Comoara Națională. Antilopă? Da. Să mor copilul Cristi. Cum ai venit la Clăjean să-ți aleagă praful de familia mea, începând de la grătare, pastramă la orice și de nu merg cu tine pe câmp și la... Maior Mișu de la Clăjean. Maior Mișu era un negustor de sare, care a avut mult taur. A provizionat toată plământul cu sare. E îngropat în biserică în Clăjean. Tu mergi cu mine să luăm tot taur. Aici prostule, bă. De gază. Antilopul e cu mătrân. Când eram amărât să moară copilul, Cristi m-a chemat după el și mi-a dat 300 de euro antilop. Hai câte o distribuire toată lumea și dați urmărire lui frate meu aici în gazdă, că la 10 are și el oficialul. Antilopă, Mariusică, toată lumea, mâncava și pula voastră. Uite-l pe Daniel aici, deci dați urmări la toată lumea. Hai mă, la 10 intrăm cu tine. Ce vrei să spui? Bă, frate, ascultă-mă. E ultimul oficial care îl fac, e o femeie amărâtă, n-are bărbat, are 6 copii, are pături în aia, are cancer. Să lasă că e vai de capul ei, dar amărâtă joc pentru ea, ca să știi. Da, stapta, fraților, da, stapta, că am luat avertizmentul. Da, stapta. Lasă-mă că vine Daniel ăsta dacă vrea doarme, să... Doarme 7 aici, doarme cu copiii într-o pat. Meu, dacă vrea Daniel, dar nu e șmecher când vrea el. El așa, că n-auzi... Ce zice? Că i-am respins eu meciul. Dar să moară nepotul meu dacă știu. Că eu am ieșit de astea că sunt nervos. Nu dau seama ceva. Zic, eu te respect mult pe tine. Să moară nepotul meu, dar nu sunt. Pă toți care e bec. Costelul și arde mai ușor cu băutura, frate. De o dracu nu e bună. Bei ce? Bei tu, aiure. Păi nu beau, bă. A venit și pe la mine ăsta. Cumnată tot. Beau și un par de vin. Mai... 1% vin... Mai mult Pepsi. Petre Naie, te pup cu drag, mâncați-a și pula ta. Încarcă și tu la oficial, la fratim, la Naiță. Un cadou, mai măricel. Ce dă Dumnezeu? O mașinuță, o aia. Pare și el oficial să nu piardă. Mâncava și pula voastră. Să nu zic că ia uite, domnule, nu mă aștepți cu mine, frate. Rândul trecut a pierdut. A pierdut că n-am fost eu o fază.
are putere. Vă pronunțează dimineața, pula. Ia-mi calificatul meu. Ce face frumoasa mea, calificata mea? Bine, Costeluși, tu ce faci? Crezi că te descurci cu o caramicină de 20, așa, groasă pe 20, 20 pe 20? Da? Îți umple gurița, te neacă ușor adânc, te pune pe spate, oh, să dea dracii. Respect. Ce face sora mea frumoasă? Bine, tu ce faci? E să fac până de tata. Ce face Morena? Focul tău ce face Morena, uite-o. Te pup, ce e să fac? Are treabă, nu știu la ce fac. Lucrează la... De asta îmi face pentru oficial pe telefon. Ai oficial? Pe data de 18, prințesa mea, dacă vii și tu, la fel vii și eu cu toată comunitatea mea la tine. Dar tu minți și zici că vii, dar nu vii. Pe data de 18 la ora 9 să fii prezentă la oficial, nenorocito, că am jucat mereu cu tine, că dacă nu vii, să moară nepotul meu, dar nu vii și eu după tine. Oricând. Cu cine oficial? Că știu dacă mă bag. Florin Mitroi. Nu-l cunoști tu. E lăutar de manele, iar la MVP-ul meu îi face o melodie personalizată. Îl susțină Bicăjeanu, Forță Mare, dar și pe mine Manciu, Onofrei, poate vine și Bogdan Părân, nu știu, vine Romi Neguș, vine Felician Milionarul de la Oradea pentru mine, vine mulți și pentru mine. Dar are și el forță pe Bicăjeanu, pe ăștia. Dar dacă ai încărcat două universe, nimeni nu se așteaptă și un leu. Și cu 1000 și ceva de euro poți să-ți faci o melodie personalizată de către Florin Mitroi în studio. Atenție! Care vrei? De copii, de familie, de șmecherie? Știți că e lăutarul vagabonților. Că așa s-a pronunțat el. La MVP-ul tău îi fac o melodie personalizată în studio. Dacă pierzi, îmi dai un leu. Ok. Raluca, Alina, Bușgoi, pentru ele onoare că joacă cu mine oficial. Că îți dai seama că lumea o să încarce mult jocul Costeluși totuși. Nu e oricine. Da? Și a trebuit să pună și el în joc melodia. Melodia făcută în studio la MVP-ul meu. M-am zis cadou. Înțelegi, Daniele? Înțelegi, nu? Îți mănânc pula ta. Poate să-ți fac o melodie frumos. Daniel, numărul 1, fratele, nu? Pentru putare. Știi ce zic? Tu ai frumos pe YouTube, peste tot. Personalizată să moară nepotul meu. Studio să aleagă praful de mine. Eu îmi garantez cu capul. Marius Cama! N-a lăsat pe asta. Ordoiu, băieți, ordoiu, nu o lăsați să mă bată. Nu o lăsați! Nu aveți voie! Roxana Lugat, ai venit târziu, prințesa mea. Șefa mea, trăiți iar băiețelul tău ăla frumosul. De dulceață, de femeie. Cu bărbățelul tău. Dacă donez, eu fac pentru mine o melodie. Da, vine toată lumea care donează și MVP-ul la mine. De exemplu, tu dai 7-800 pe două universe, da? O melodie, câteva mii de euro să ți-o facă în studio personalizat, da? Tu ești MVP-ul la mine. Indiferent că pierd sau că câștig eu, indiferent că pierd sau că câștig eu, tu ești MVP la mine, că ai dat două universe. Deci e clar că trebuie să faci melodia, da? Da, mie îmi convine. Păi normal, Willy, poate aș la pulă, că ești deștept și știi că o melodie personalizată în studio costă câteva mii de euro. Nu? Ori pe TikTok o faci cu 1000 de euro, ei, vrei să spun ceva, dacă ai MVP, ăla, VPN-ul pe Israel, să moară mama, dar ești două universe și un leu, cu 1000 de euro. Nu? Da. Ce tâmpitul ăla între și ești. Ai înțeles? Și evident, ești MVP-ul, că nu poți să dea cineva mai mult de două universe și un leu, ca MVP-ul. Cât să dea Manciu, cât să dea... Da, înțelegi ce zic, nu? Faci pentru copilul tău, pentru nevasta ta, pentru șmecherie, dacă vrea să-ți cântă de șmecherie, dă ce orice. Că e cu Florin Mitroi, să moară mama mea, știți? Marusică, te pup viața. Aliu, mai dai și tu o cafea de aia, nu? Fă și rost, nu vrei, vrei cafea? Ba da, ba da, ba da. Băieți, la fratele meu e la ora 10. Gabi, Roxana lui Gabi, am și o rugăminte la tine, trăiască băiatul tău. La ora 10, mă, arena e oficial? La ora 10 are fratele meu naie oficial. Fiți și voi prezenți toți la el în chat. Vă rog din inima mea, din sufletul meu. Orice cadou, o mașină galbenă, orice cadou azi mi contează foarte mult. E joacă, toți banii se vor duce la o femeie bolnavă de cancer,
amărâtă, o să vedeți după final, să vedeți. Și nu o să vă pară rău, să moară nepotul meu. Vă ajută Dumnezeu la copiii voștri și la familia voastră, da. La 9 a zis mai devreme. Cum la 9? Da, mă, că sun eu. Mă, las pula mea, la 9 sau la 10, când va pula în oficialul ăla? 9 jumate. Ba, zici la 9, ba, 9 jumate. Și 9 jumate, ce mai mare prostit, faci oficial la 9 jumate. Da. Pentru că mi se pare prostit. Ro, cum faci puncte cu fratele tău, de-aia te invit. La 18, pe o data de 18, la ora 9, la mine, la oficial. N-ai venit, nu mai ești sora mea. Auzi, mă, la 10 era oficial. Te bucur, drag, te iubesc, papa, papa. Încă... Auzi, mă, la 10 are oficialul, la 9 jumate intră pe live. La 10 are oficialul, la ora 9 jumate intră pe live. Deci la ora 10 are, frate, mă, oficialul, la ora 9 jumate intră pe live. Vă rog din inimă, căutați-l dacu și dați urmărire toți, ora României. Dați urmărire toți, da, să fiți acolo prezenți, vă rog din inima mea.